Să duem aminte ziua cea de-ntâia săptămâni atunci când s-a înserat și ușile fiind încuiate acolo unde erau cenici adunați, de frica iudeilor a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a grăit pace voi. Și după acest cuvânt le-a arătat lor mâinile cu asta sa. Ei s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi, grind aceasta suflată asupra lui și le-a zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcate, vor fi iertate, care veți deținute, vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, nu mergea mână rapid când a venit Iisus. Deci a spus lui celălalt ucenici, am văzut pe Domnul, dar el a zis, dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune deștul meu în semnul cuilor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau înăuntru în casă și tocmai era împreună cu ei. Și a venit Iisus, deși uși erau încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace voi! Apoi a zis, tu mă du-te și-o dă-mi pace și vezi mâinile mele, adu mâna ta și-o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și-a răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeu meu, iar Iisus i-a zis, că nu mai văzut omul, ai crezut? Fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor să ia alte minuni multe, care nu s-au scris în cartea aceasta, iar acestea s-au zis ca să credeți că Iisus,